Salutare! Sunt Daniela și astăzi a venit momentul pentru un nou episod cu gadget-uri cool sub 25 de dolari. Pentru episodul de astăzi am pregătit 4 gadget-uri interesante, bune de oferit cadou, un giveaway și, bineînțeles, vom anunța câștigătorul pentru concursul desfășurat în episodul anterior. Așadar, să trecem la treabă! Primul produs din lista noastră de astăzi este Mi Pou Play Bulb. Cu 80 de lei vei putea face un cadou smart ideal pentru a crea o atmosferă de efect. Device-ul este potrivit pentru a-l oferi unei persoane dragi ție, fie că este vorba de jumătatea ta, de mama ta, de o colegă romantică, de o prietenă sensibilă căreia îi plac lumânările sau, de ce nu, pentru o persoană ce obișnuiește să stea la birou până seara târziu. Playbulb este o lumânare LED inteligentă, total inofensivă, care la prima vedere te-ar putea păcăli făcându-te să crezi că ai de-a face cu o lumânare adevărată. Imită perfect o flacără intermitentă și o poți stinge printr-o simplă suflare. Este ușor controlabilă printr-o aplicație descărcată pe smartphone, compatibilă atât cu iOS cât și cu Android. Iar partea și mai frumoasă este că îi poți schimba culorile după preferințe, iar lumina ambientală creează o atmosferă extrem de plăcută. Dacă ar fi avut și un acumulator măcar de 500 de mAh, ar fi fost perfectă. Așa că nu uita să adaugi și 3 baterii atunci când vrei să oferi cadou. Cel de-al doilea gadget din episodul de astăzi este cadoul ideal pentru cei ce își rotesc capul de fiecare dată când văd o dronă. Ai un astfel de prieten? Atunci fă-i cadou mini-drona S49, un device cu care se va distra atât în timpul liber cât și la birou, păzindu-și colegii timp de 5-6 minute, atât cât ține bateria. Quadcopterul este un device micuț, compact și ușor de transportat. Se pilotează destul de ușor cu ajutorul joystick-ului de mici dimensiuni și poate fi controlat pe o distanță de până la 100 de metri. Drona este pentru interior, dar poate fi testată și la exterior în condițiile în care vremea este prietenoasă. Vine dotată și cu protecții pentru elicii, utile pentru contactul cu peretele, podeaua sau orice obiect ar putea sta în calea ei. Se încarcă în aproximativ 15-20 de minute, după care distracția poate fi reluată. Prețul? 110 lei. Da, am trișat, depășește puțin limita de buget de 25 de dolari, dar gadgetul ne-a plăcut mult prea mult ca să nu-l includem în lista noastră. Numărul 3 pe lista noastră este cadoul ideal pentru prietenul care are acasă multe telecomenzi. Ți se întâmplă ca atunci când îl vizitezi să vezi că de fiecare dată încearcă să-și amintească unde și-a lăsat telecomanda de la televizor, de la sistemul Home Cinema sau de la aparatul de aer condiționat? Este cam uituc și pleacă de acasă lăsând televizorul pornit? Atunci oferă-i un sistem cu infraroșu Broadlink RM Mini 3, controlabil prin Wi-Fi. Device-ul îi va permite să controleze direct pe telefon, prin aplicația e-control, orice dispozitiv se află în cameră și are telecomandă. Fie că este vorba de aparatul de aer condiționat, de becuri LED smart, de un sistem home cinema sau de un TV. Adio telecomenzi, adio baterii descărcate, bun venit Broadlink! Aplicația este compatibilă atât cu Android cât și cu iOS. Partea frumoasă este că își va putea controla de la distanță toate device-urile. Sigur va aprecia că într-o zi toridă de vară va putea seta aparatul de aer condiționat să-i răcorească locuința înainte de a ajunge acasă. Prețul? Mai puțin de 15 dolari. Ultimul gadget din lista noastră este un cadou super simpatic, potrivit pentru o persoană dragă, fie că vorbim de un el, fie că vorbim de o ea. Ți-o prezint pe Emi Elfi, lampa inteligentă ce produce zâmbete. Nu doar că la prima vedere ai impresia că este o fățucă zâmbitoare, dar la fiecare atingere se aprinde într-o culoare diferită. Este realizată dintr-un material moale, cauciucat, destul de rezistent, ce îndeamnă la joacă. Se conectează prin Bluetooth și poate fi controlată prin aplicația Emi Elfi, disponibilă atât în App Store cât și în Play Store. Îți schimbă culorile ușor, fie din aplicație, fie prin simpla atingere a lămpii. Mai mult de atât, aplicația ce produce o lumină ambientală plăcută permite efectuarea fotografiilor, iar Emi poate reda nuanțele dorite din fotografie. Bateria de 300 de mAh îi asigură o autonomie de aproximativ 5 ore de utilizare. Pentru 69 de lei, vei oferi un gadget cu un aspect jucăuș, ce poate fi folosit chiar și ca lumină de veche pentru cei mici. Cam acestea sunt preferințele noastre pentru episodul Gadget-uri cool de oferit cadou. Linkurile pentru produsele prezentate le găsești mai jos în descriere. Așa cum spuneam la început, vom organiza un nou giveaway. Și pentru că în episodul de astăzi am trișat puțin și am introdus un produs ce depășește limita de 25 de dolari,
îl vom oferi cadou uneia dintre voi. Da, este vorba de mini drona S49. Iată ce trebuie să faci pentru a participa la concurs. 1. Asigură-te că ești abonat al canalului de YouTube gadgetreview.ro și 2. Lasă-mi un comentariu în pagina de concurs de aici sau în linkul din descriere în care îmi spui ce alt gadget cool ar mai fi meritat adăugat pe lista noastră. Concursul începe astăzi și se încheie pe data de 20 februarie, iar la următorul episod cu gadgeturi cool sub $25 din data de 23 februarie vom anunța câștigătorul. Multă baftă tuturor! Tot astăzi aflăm și cine a câștigat brățara Xiaomi Mi Band 1S. Așadar, să facem extragerea! Felicitări câștigătorului și nu uitați de următorul giveaway. Și până data viitoare, să avem zile senine.